Rechinii nu se opresc din a ne uimi prin faptul cât de nemeloși și puternici sunt. Astăzi am pregătit pentru voi 10 întâlniri șocante cu rechinii, care au fost filmate cu camera video, așa că puneți un like și să începem! Întâlnirea cu un rechin în timpul scufundării în mare, în vacanța din Egipt, este un noroc mare. Dar cu părere de rău, acest rechin a început să se comporte foarte agresiv. El se învârte în jurul scafandrului. Simțind pericolul, omul încearcă să înoate mai departe de prădătorul care îl mușcă de echipament. Din fericire, nimic rău nu s-a întâmplat. Apoi, prădătorul pur și simplu a plecat. Scafandrii încep să își facă griji de siguranța lor și nu degeaba. Peste un minut, rechinul se întoarce și încearcă să muște omul de mască. Din fericire, el reușește să-l lovească peste bot și doar asta l-a speriat. Iată un moment asemănător, când rechinului nu era îndeajuns momeala și el decide să atace cușca cu turiști. Oricât de tare nu ar încerca să ajungă înăuntru, nu reușește, fiindcă metalul se dovedește a fi mai puternic decât colții ascuțiți. În timpul pescuitului, acest bărbat s-a bucurat mult când a prins un pește mare. El trage din răsputeri peștele la suprafață, dar sigur nu s-a așteptat la ceea ce urmează. În șoc total, acesta scoate din apă ceea ce a rămas din captura sa după atacul rechinului. Pe o insulă Fraser, în Australia, un bărbat a prins ceva foarte mare. Lupta cu peștele durează multă vreme, până când iubita lui nu observă în apă o umbră mare. Ei ambii au rămas fără cuvinte. Captura s-a dovedit a fi un rechin uriaș. După ce au tras mai aproape rechinul, au reușit totuși să-i scoată cărligul. Apoi, prădătorul pleacă de acolo, înotând încet. Pescuitul cu harponul sub apă pentru acest bărbat aproape că s-a terminat cu o tragedie. Când se ridica deja la suprafață, a fost atacat de un rechin taur destul de mare. Prădătorul deschisese larg gura plină de dinți ascuțiți. Scafandrul a fost salvat doar de harponul său, pe care l-a folosit pentru a se apăra. Rechinul sigur nu s-a așteptat la asta. Bărbatul și-a scos arma, iar prădătorul speriat a dispărut de acolo. Un grup de turiști din Germania au rămas șocați pentru toată viața când un rechin flămând le-a atacat barca de cauciuc. Prădătorul a început să le muște partea laterală a bărcii și din cauza asta se desumfla rapid. Atacul a avut loc în largul coastei Africii de Sud. Oamenii care au organizat această excursie consideră că rechinul a confundat barca cu o balenă moartă. Bărbatul pe nume Dave pescuia pe caiacul său în Africa de Sud. El a pornit înregistrarea când pe cârligul lui s-a prins un pește mare. Puteți vedea cu cât entuziasm învârte tamburul, în speranța că a prins un pește mare. Dar cu părere de rău, de caiacul lui se apropie ceva masiv. Din fericire, el reușește să se urce înapoi și să ridice picioarele, temându-se de un nou atac al rechinului. A avut noroc, rechinul a plecat de acolo, dar sunt sigur că această experiență până în ziua de azi îi cauzează coșmaruri. Iar scufundarea în cușcă pentru a urmări rechinii sub apă n-a mers deloc după plan. Observând un prădător alb, oamenii au încercat să-l ademenească cu o bucată de carne mai aproape. Rechinul într-adevăr a fost tentat, dar nu de bucățica de carne, ci de ceea ce se afla înăuntru cuștii. El a încercat să muște construcția metalică, dar nu a reușit. E greu să ne imaginăm ce simțeau oamenii dinăuntru în acel moment. Prădătorul pierde interesul rapid și dispare în adâncime.
Într-o zi frumoasă și plină de soare, doi bărbați pescuiau în caiac. Dar totul a fost stricat într-un moment, când au observat că îi urmărește marele rechin alb. Bărbatul a început înregistrarea, când a văzut înotătoarea blestemată ce se arată din apă. El se întoarce la prietenul său cu prădătorul din urma sa. Cei doi încearcă să-l alunge. Timp de câteva minute se țin împreună și încearcă să urmărească oaspetele periculos. Ei au noroc că rechinul pierde rapid interesul și pleacă. În timp ce plutea pe caiac în Florida, un bărbat vâslea în căutarea unui val potrivit. Dar dintr-o dată se întâmplă ceva neobișnuit. Vâsla lui este atacată de o creatură submarină. Ca să înțeleagă ce s-a întâmplat, el verifică vâsla și urmele dinților. Dar prădătorul atacă a doua oară. Acum, bărbatul plin de adrenalină începe să vâslească rapid, mai departe de acel loc. Un moment destul de popular, pe care sigur l-ați văzut mulți dintre voi. Un bărbat fixează camera de sine și se apropie de marginea unei stânci abrupte, ca să sară în apă în siguranță. După ce iese la suprafață, prietenul său îl avertizează despre ceva ce se ascunde în apă. Șocat, acesta se întoarce și înoată rapid spre mal. Rechinul s-a dovedit a fi foarte aproape de bărbat, dar el a avut noroc și a ieșit pe țărm viu și nevătămat. Aici puteți vedea un caz șocant care s-a întâmplat în largul coastei Mexicului. Un mare rechin alb a dat buzna înăuntru cuștii în care stătea un scafandru. Ce a simțit omul dinăuntru este greu de imaginat. După câteva secunde, rechinul a găsit ieșirea. Omul a avut mare noroc. A evitat întâlnirea cu colții rechinului, scufundându-se la fundul cuștii. Curând iese viu și nevătămat sub aplauzele celorlalți. Iată un caz similar. Un rechin nebun a decis să muște o bucată de barcă, dar de data asta putea doar să-și rupă dinții. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați avea curajul să vă scufundați la adâncime într-o cușcă de fier pentru a vedea rechinii? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!